Bang. Hai, salut și bine v-am găsit la un nou bike vlog. Da, filmez seara, aproape seara, iarnă, se face seara deja la ora 4. Și așa că am decis măcar să profităm de ultimele zile în care putem ieși cu bicicleta. Oricum vom mai posta noi, dar nu așa de des cum o făceam luna trecută. Sunt alături de Cătălin, îmbrăcat la firmă. Suntem în București. Ce? Hai că tu ești cu Sampul, lasă. El e pe Samp, dacă vreți să vă jucați cu el, Samp. Îl cheamă cătă punct, paranteză pătrată, paranteză pătrată, punct. Joacă pe White. Dacă nu îl găsesc pe White, îl găsesc mai mult ca sigur pe roleplay. Uitați acolo, uitați de aici ca să fie bine. Astăzi mi-au străcat. Stai că mi-au tăcit planurile, că am vrut să mă duc să mă tund și n-am mai putut. Am o freză de... Nici Bianca de Lucșoanu n-are așa pe... Aia? Ioi! Bă! Uite, am văzut faza aia când Gigi pe care i-o aduc pe aia înapoi. N-am, mă! N-am văzut aia! Mă, ce-ai uitat la video? Ce să mai? M-am uitat aia, dar nu m-am uitat, că m-am dat și văd ce fost meci, dar nu am văzut. Ce meci? Oi, ce e aici, mă? Ce? O pierdut 2-0, Steaua. Hai, stânga. Mai cred că... Sper că se face ceva, că... E cam seară deja. N-am mai făcut niciodată așa seară. Cum e acum? Măi, ce grăbești, mă! Prost! Ultima dată când am fost pe aici, am fost cu tractorul. Așa de distrus de drumul ăsta. Bă, îmi pare rău că nu mi-am luat mănușcă, iar mi-e frig. Și tu l-ai uitat, ești bun. Ce? Cui? A, mie. Și ți. Păi îți dai seama la cât o ploaiat. Bă, sper că nu sparg la taca, chiar nu văd nimic, dacă e un spin sau ceva pe jos, de frunză nu văd nimic. Și am postat în sfârșit și videoclipul cu 50 de abonați, cu întârziere, dar s-a meritat. A ieșit super fain, am văzut că avem multe like-uri și multe comentarii ok pe acel videoclip. Și lucrul acesta mă face să mă ambiționez, dar deja mă ambiționez dacă nu am nu am timp și nu am cum să filmez. Eu ajung acasă la ora 4 și deja e seară. În plus, acum mai am și din când în când așa treabă pe acasă și asta mă împiedică. Dar oricum, acum, săptămâna asta vin două zile libere și o să filmăm într-o zi cât pentru 4 zile. Oricum, nu o să postăm videoclipul în fiecare zi, ci probabil la două zile un videoclip. Abia aștept să vină, adică să cadă un pic de zăpadă, să filmez, nu știu, ceva, ceva provocări. Provocări bune,
Nu nebune, că dale așa pun zăpadă la asta, vezi tu la ce bun. O și zici cum zici tu, mă chema mama acasă. Bă, dar aici chiar n-aș păi, uite ce ude. Hai că nici nu stropi deja. Hai de viața mea. Cu bita celălalt a văzut că am vopsit-o, acum i-am pus frânele, o să cumpăr schimbătoare și o să filmez cât de curând primul videoclip cu ea. Aia o să mă pot duce pântăce bălările, pântăce gropile, că uite vulpea, bă! Oricum nu s-a văzut, pun pare că nu s-a văzut, dar na. E cam seară, nu știu dacă vezi, camera asta mea super dotată. Și ce ceva. Ce? Pe unde merem? A, bine, și închidem și noi episodul, că deja e tot oai de viața mea. Cred că m-am răzgândit, o mai viau în față. Nu, da. Cum o ieși ăla direct pe fața noastră, mă? Ah. Și cred că o să cheie și acest videoclip, e seară deja și oricum nu știu dacă o să mai vede ceva. Și cam atât și cu acest episod, eu am fost Aria Bike și m-am lăsat pedalând.